Cursurile se vor ține în fostul sediu al primăriei. Ombârcă spune că elevii din comună vor primi meditații la mai multe discipline. Intenționăm și în fosta primărie. N-aș vrea să zic că fac eu o altă școală paralel. Nu, vreau să ajut copiii satului la ora actuală. Cel puțin voi începe cu 1-4 să facem o oră de meditație, că vorbim de limba română, matematică și limba engleză. Dar tot așa vom face aceste meditații lunea, miercurea și vinerea. Încercăm tot la fel și să aducem profesorii învățători. Nu, o să încerc să aducem învățători. N-aș vrea să spun că nici nu vreau să, dacă cei din Turburea nu vor să cupleze la acest proiect pe care vrem să-l facem și vor fi motivați, dar dacă nu vor să cupleze, vom găsi în altă parte. Deci avem de unde să luăm profesori, care îi învățători pe care îi plătim. Deci în fostul sediu, da, nu, n-aș vrea să zic că fac eu o nouă școală paralel cu școala asta de aici. Nu, vreau să fac copiii aceștia să învețe carte. Primarul din Turburea se gândește să desființeze școala profesională din localitate din cauza scandalurilor care au loc aproape zilnic în unitatea de învățământ. Ne mai gândim și cu școala de profesională pe care este aceea la ora actuală cu acest liceu. Extraordinar de greu ne descurcăm, pentru că timp de 2 săptămâni de zile toată poliția acestui județ să fie aici. Ba, sunt probleme, sunt bătăi, sunt, nu știu, fel și fel de copii dacă îi luăm din alte părți, needucați, un trebuie corespunzător, îi găsești pe malul Gilortului, cu băutură, cu țigări, cu treburile ăștia. Nu cred că e normal ceea ce... Și ca să punem paznici noi, adică să ținem toată poliția locală, poliția națională, toată lumea angrenată pe acest liceu pentru o școală profesională, care acești copii n-au înțeles că dacă noi le-am dat o mână de ajutor și un sprijin, îi luăm din toate localitățile, că n-au posibilități să ducă la alte licee în județul acesta, ca să învețe o meserie și ei încearcă tot la fel, vom renunța la această școală profesională și o să ne ținem și vreau să ne ocupăm de copiii acestei comune. Ombârcă vrea ca și liceul din comună să fie desființat, asta după ce ani de zile nimeni nu a reușit să treacă de examenul de bacalaureat.